Taru Bianca și vreau să vă invit la un nou episod al podcastului nostru. Înainte de a începe și de a vă face cunoscuți invitații de astăzi, vreau să mulțumesc sponsorului ProBuild Construct, dar și partenerilor media viață aradoficial.ro și beautybeat.ro Iar acum am plăcerea de a vă face cunoscuți invitații de astăzi, Lucia Barat, actriță, dar și coproducător, și Ovidiu Naghi, Regizor. Bun venit, dragilor, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumim și noi! Mulțumim mult! Iar acum să începem să povestim puțin despre premierea filmului Hamas. Cum a decurs premierea? Mm. Uh, încep eu de data asta. Uh, a decurs foarte bine. Eu zic că a fost o seară care și-a atins scopul. Pentru că despre asta e vorba, despre a trimite un mesaj. A fost o seară frumoasă, au fost oameni frumoși și cred că, dincolo de emoțiile premierii, sigur că am încercat să să simt oarecum pulsul oamenilor și cred că a fost un, per total un sentiment foarte bun, cred că a fost o seară reușită și cred că mesajul nostru pe care am vrut foarte tare să-l transmitem prin film a ajuns acolo unde, unde trebuie. Lucia, premiera pentru tine acum a decurs. Am văzut că ai primit și o grămadă de flori. Da, așa cum a spus și eu, video, am simțit că oamenii care au văzut filmul au apreciat, au simțit și ei mesajul din film și am uh, primit uh, felicitări, am simțit că oamenii uh, au fost emoționați și au înțeles povestea, exact povestea pe care noi am transmis-o prin acest film. Uh, spun acest lucru pentru că eu am fost, am jucat în mai multe filme și uh, când oamenilor nu le place sau nu simt povestea scenariul filmului, nu stau neapărat să aprecieze ceea ce ai făcut tu. Chiar dacă în spate este o muncă foarte grea. Dar după premiera filmului hamas, a fost nu m-am așteptat. Am așteptat ca oamenii să înțeleagă că noi transmitem un mesaj că este o, o, un film după o poveste reală, dar nu am așteptat să fie, să se și înțeleagă mesajul pe care noi l-am transmis prin acest film. Ce fel de feedback ați primit din partea oamenilor? Păi, nu știu, zi tu, Lucea că tu cunoști mai multă, mai multă lume Am primit foarte multe felicitări, așa cum am spus Pe mine nu m-au bucurat mult felicitările la acest film Eu am vrut să transmit un mesaj și cred că l-am transmis Dar oamenii, într-adevăr, m-au sunat, mi-au scris mesaje pe rețelele de socializare, dar și pe numărul meu personal. Și au fost... Cred că s-au regăsit foarte mulți în filmul acesta, pentru că a fost mult mai, mai personal mai personale mesajele pe care eu le-am primit, nu doar felicitări și cum ai spus, îți dau un buchet de flori uh, cred că mă bucuram mm. altfel la filmele din trecut când primeam buchetul de flori și oamenii mă apreciau, O, oh, dar ce bine ai jucat în film sau ce... Dar acum a fost, am primit o altă bucurie, că am știut că lupt pentru o cauză și noi luptăm pentru o cauză și am, am, simțit felicitările lor mult mai, cum am spus, mai personale și că am făcut un lucru bun pentru cei care au venit acolo, pentru că totuși este un semnal de alarmă și e un, un strigăt cumva de salvare pentru oamenii care ajung să fie în, în postura dar, da, da, clar. de violență domestică. Totuși, care a fost inspirația filmului Haman? De unde e. a plecat totul? E o poveste lungă, dar vreau să mai punctez și eu ceva aici. Sigur că na, toți ne dorim feedback-uri pozitive în general sau uh, am fi ipocrit să zic într-un fel dacă nu ne-ar bucura un feedback pozitiv de la cineva, dar dincolo de astea, așa cum spunea și Lucia, pentru noi a fost important și pentru mine personal feedback-ul celor care la final au venit și au zis măi și eu mă regăsesc sau uite am învățat o chestie din film lucrul ăsta m-a emoționat puternic mă gândesc de două ore înainte să sau lucruri de genul ăsta care pentru mine au însemnat foarte mult dincolo de a fost un film reușit sau a fost un cadru frumos sau normal că îți plac și lucrurile astea dar Mesajul e important să, să fie la inima omului, și cred că aici am reușit să facem, fără lipsă de modestie, chiar cred că am reușit să transmitem lucrul ăsta și pentru mine asta a fost cea mai mare satisfacție la final. Care a fost sursa de inspirație pentru filmul Hamas? Sursa de inspirație a fost uh, povestea mea de viață, de fapt, la care am început să scriu acum vreo 6-7 ani, și sincer zic, cu gândul ăsta m-am apucat să fac film și filme, ca odată într-o anumită conjunctură, într-un anumit context să pot să-mi spun povestea. Sigur că ea a fost împachetată puțin artistic, cu unele elemente care, să zic așa, sunt poate pentru unii de ficțiune sau poate deviază puțin de la povestea inițială, dar în mare parte asta este povestea mea de viață și de acolo a plecat totul acum vreo șapte ani. Există vreo scenă din film care a fost greu de realizat? Uh, cred că au fost mai multe scene care exact. au fost greu de realizat, dar pentru că noi, toți cei implicați în film, avem o pasiune mare pentru film, pentru a transmite mesajele care sunt uh, în scenariu. Dar pentru mine a fost, cred că mai mult uh, partea fizică la o scenă în care mi-a fost foarte frig, <laughs> dar. Uh, Restul nu, nu pot să spun că au fost foarte grele, pentru că, așa cum am spus, pasiunea a fost mai presus decât uh, greutatea pe care le a avut scenele respective. Mm. Pentru tine cum a fost, având în vedere că da. ți-ai retrăit din nou unele momente? Unele secvențe au fost complicate, să zic așa, pentru că oricum voiai să faci, să te detașezi de contextul ăla, nu puteai să nu-ți aminte de unele lucruri pe care, să zicem, nu voiam să mi le aduc aminte. Acum, tu ai fost, ai fost la da, film, da. l-ai văzut. Cred că toate secvențele de, de emoție, de plâns, de uh, greutate, de apăsare așa sufletească, au fost destul de grele, pentru că exista un moment în care trebuia să intri, erai tocmai plâns când trebuia să dai un, un stop cadru și să reiei, dar sincer îți spun, eu m-am bucurat pentru că eu, mai ales la secvențele în care poate nu trebuia să, să fiu eu la cadru, mă uitam și întotdeauna vedeam că toată echipa uh, din spate, să zic așa, e pătrunsă de moment, știi, și a fost foarte plăcut așa să să vezi chestiunea asta și asta cum a umbrit un pic... Uh, nesiguranța revenirii într-un loc așa sufletesc în care, din care evadasem cu mult timp, știi? Dar din punctul ăsta de vedere toate secvențele astea emoționante cu, cu plâns, cu încărcătură emoțională, toate au fost grele, dar frumoase în același timp. Da. Cum ați ales personajele și cum ați reușit să împărțiți rolurile la fiecare? Oh, eu povestesc, da. Păi ai, ai vizit foarte bine că am făcut împreună chestiunea asta. Lucea a venit cu niște propuneri, eu am venit cu niște propuneri, împreună le-am analizat și într-un final, să zic așa, am mers reciproc prin chederea celuilalt. Adică Lucea mi-a recomandat niște persoane pe care nu le-am cunoscut, dar sigur că s-au pliat excelent. Eu am recomandat unele persoane pe care le-am avut în alte proiecte și pe care și Lucia le știa într-o oarecare măsură și, și ele s-au pliat foarte bine. Am avut și, nu știu cum să le numesc, nu ori, dar am avut și persoane care nu s-au pliat, până la urmă așa trebuie să schimbăm din mers, ăsta e adevărul, nu multe, dar am avut. Și dincolo de asta am abordat și persoane noi, pe care nu le știam nici eu, nici Lucia, personal, cum ar fi uh, Carmen Butariu, care este actriță la, la teatru clasic Ioan Slavici din Arad. Pe ea, de exemplu, nu o știam nici eu, nici Lucia în mod personal. Dar și știam munca ei. Știam munca ei, știam despre ea, dar nu am avut un contact uh, în prealabil și ne-am întâlnit la o cafea, lucrurile au mers excelent și cred că s-a și văzut până la urmă. Deci au fost mai multe modalități prin care am ales oamenii. Pentru tine, Lucia, cât de greu a fost... Eu uh, am dus, într-adevăr, cum a zis Ovidiu, am uh, niște foști colegi de la Academia de Film. Am ales uh, o persoană de acolo. Uh, am vorbit în prealabil de câteva personaje care s-ar plia bine pentru filmul nostru și, da, am căzut de comun acord a fost, pentru mine a fost ușor, pentru că eu ceea ce i-am dus în față regizorului Ovidiu, am mers pe încrederea pe care am văzut-o, am jucat alături de ei și am știut că o să facă o treabă bună. Ce părere a avut familia ta despre premierea filmului, despre film în sine? L-am văzut pe băiețelul tău la mm. premiere și pe soția ta. O părere foarte bună, nesperat de bună, mm. pentru că nu e un film pe care să-l pui, știi, undeva în față să zici, na, ce crezi despre el? E un film care e mult prea personal. Familia mea a fost încântată de, de reușita proiectului. Bineînțeles că băiețelul nostru, Marcus, a fost încântat de contextul ăsta, să zic așa, și chiar știe o groază de replici pe de rost. Cred că a fost un proiect din punctul ăsta de vedere reușit și pentru ei. Uh, dar în același timp pentru familia mea cealaltă a fost destul de apăsător, de exemplu mama a ales să nu vină la premieră tocmai din motivul ăsta că e extrem de personal și ea și o ființă mai retrasă decât mine, dacă există o persoană de genul ăla mai retrasă decât mine și chiar vorbise mă prea la cu ea și-a zis că e mai bine să nu să nu vină și probabil că în contextul ăla cu multă lume fiind mai emotivă și așa, dar pe total, da, Pamiria a fost a reacționat mm. foarte bine la produsul final și la lunile în care n-am predat pe acasă. <laughs> ce planuri aveți pentru viitor? Va urma o parte a doua? Da, va urma o parte a doua. Va urma, mm. nu știu ce putem spune Lucia despre partea a doua, dar va urma o parte a doua pe care trebuie să o facem mai dinamică, mai mai bună, mai bună din toate punctele da. de vedere și poate mai de impact dacă se poate asta vrem, da. Urmează partea a doua, lucrăm în prealabil așa încet, încet la ea și așteptăm să se concretizeze niște lucruri, să vedem, da dar există cu siguranță Și este a. foarte important ca să se știe că noi avem în plan o campanie împotriva violenței femeilor și a copiilor dar o să las pe video să vorbească mm -hmm. despre asta Da, o să avem uh, și o campanie în sensul acesta Încercăm peste vară să mergem în câteva orașe din țară, cum am făcut și la RAD, să avem o proiecție specială pentru uh, cine dorește să vină și pentru presă, și cum am făcut și la RAD cu o sesiune de întrebări și răspunsuri la final. Asta vrem noi să facem uh, cu filmul pentru a ajunge mesajul la cât mai multe persoane și pentru a încerca să punem și noi umărul atât cât putem la conștientizarea faptului că. Violența nu este deloc benefică, și niciodată nu poate fi o opțiune. Care a fost inspirația pentru numele personajelor de scenă? Mm. Lucia te rog. Care a fost, de exemplu, pentru Victoria? <laughs> ok, am să zic uh, Da, eu am discutat cu Ovidiu, și mereu mi-a plăcut numele de Victoria. Dacă, dacă trebuia să-mi pun eu nume, Mie, mi l-aș fi pus Victoria cu siguranță și am zis uh, hai să încercăm pe asta, să vedem cum sună și a zis, oh, cred că sună foarte bine și a rămas Victoria. Deci mie îmi place foarte mult numele de Victoria. Da, uh, asta, a fost de, de, asta a fost despre mine, despre, despre, despre Victoria. personajul Victoria, da. Da, uh, în general în, încerc să caut nume sonore așa, care să din punct de vedere fonetic să iasă bine, să nu fie un nume complicat, știi? Uh, și din punctul ăsta de vedere am ales numele personajelor, uh, din punctul ăsta de vedere mă refer la numele românești, uh, la Ivo, e clar, sau nu e clar pentru toată lumea, dar e <gri> numele meu întors, Ovi, dar nu puteam să-l pun Ovi, că suna și nu voiam să fie chiar numele meu, și l-am pus Ivo, să zic așa el este un pic enigmatic din punctul ăsta de vedere că mulți au zis, bă Ivo, de la ce vine stai fine. Uh, în fine. În rez, numele românești, scurte, Alisa, Andrei, Ana și așa mai departe, care sunt scurte, știi, și sună bine și nu e complicat. Iar la numele celorlalți de personaje, să zic așa, în mintea unora fictive, dar mă refer la îngeri și demoni, acolo există o sursă de inspirație veche și o carte anume care prezintă numele multor persoane din sfera asta supranaturală. Și de acolo mi-am luat inspirație din cartele lui Enoch, e o apocrifă pentru cei ce sunt pasionați de chestia asta, de acolo mi-am luat numele Amun sau Sidriel sau Remiel sau Raguel sau Dagon. Uh, sunt nume care în, în uh, concepția veche sau chiar în mitologie, dacă vrei să numești egipteană și ebraică, uh, sunt numele presupuse al unor îngeri sau demoni. Unde poate fi vizionat filmul pentru cei care doresc să vizioneze? pe un tren s-a pierdut acum la Arad în sensul că nu se mai poate la Arad viziona. Momentan se poate viziona filmul doar la proiecțiile speciale pe care noi încercăm să le avem în vreo 4-5 orașe din țară, orașe mai mari în vara aceasta. Tot așa ca la Arad pe sistemul proiecție și apoi o sesiune de întrebări și răspunsuri. Și dincolo de asta se încercăm și se va putea cel mai probabil viziona începând cu luna septembrie în cinematografe. Dar sigur că revenim cu detalii. Iar acum în încheiere, vreau să mulțumesc invitaților de astăzi. Vă mai așteptăm pe la noi, dar și vouă, dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sperăm să ne vedem curând la un nou episod de podcast. Pe curând.